Bună ziua, bună ziua, prieteni! Ce cald e, vedeți, curg apele pe mine, pentru că am șters în salon vitrina, ușa, acum șterg pe aici, așa, de la muște, să murdărește. Șterg cu două soluții și tot mi se pare că nu, tot așa sunt. Nu știu, mâncă. Prietena seara a fost cu tremur, nu l-am simțit, de ce? Pentru că a fost muzica aici, vedeți că mi-a prins bine. A fost boxele acelea, a cântat, n-am simțit cu tremurul deloc. Ce bine a fost! Am transpirat mai pare cald. Să vedeți ce face fetița, hai să vă arăt. Hai să vedeți ce face, uitați. Fac un aluat, vreau să-mi fac o coș. Eu știu, la alea i-am a luat făina și uitați ce face. Te murdărești tot, Alina. Da, dar nu vezi că e moale. Dar ce mai faci? Trebuie din asta, nu? Nu-i pune făină, dar mâncești și pachetul de făină și tot. Stai că spun eu. Ho, ho, nu se face așa. Ia, mai aud dat punga, gata, nu mai e bun. Gata. Gata, mamă, cât tu sunt? Gata. Gata, că-i dis tot pachetul. Păi te murdărești tot. Nu se face așa. Fac eu după aia. Da, de ce am lăsat-o? Am lăsat-o așa să-și facă damblaua. Vrea să se joacă mai mult, nu e de altceva. Am șterg pe aceea să vede, dar ce? Cum le șterg tot așa, mi se pare că-s pătate. Termopanul ăsta era modelul veche, mult. Nu mai e acum, a ieșit altceva. Am fost cea să le mulțumim și cu ăștia că le avem. Hai că o să mai revenim, să mai șterg, prieteni, pentru că am treabă. Vreau să fac o curățenie și la mine, în casa mare. Și așa că stăm și noi la un măsut aici, relaxat, e așa frumos. Nu, Albina? Dar se aude mașinile, pornie la aspiratorul singur, ce-i acolo? Alina, dă un pic ăla cu un filmat. Să filmăm și noi aici. Lasă telefonul, filmul tău. Hai. Ia zi ceva. Ia zi. Ieși de cel. Nu mai zici nimic. Da. Lăsă să mănâncă înghețata liniștită. Ce să mai zicem? Să mai vorbim, să mai comentăm despre nuntă? Aseară a fost cu tremurul și aseară a cântat la nuntă până la ora 5 dimineața. Noi n-am simțit cu tremurul pentru că era muzica tare, boxele, și n-am simțit nimic, a lumea la alta a simțit, noi nu. Până la 5 dimineața, muzică, am mai văzut așa ceva. Cred că sunt rupți de obosit, rupți de picioare, cred că nu mai umblă deloc. E mai răcoare frumos, dar azi a fost foarte cald. Foarte cald. E frumos să mergem pe jos, Alina. Alina, care e înghețata? Mi-am luat o înghețată de vanilie, preferata mea, dar... Eu tot timpul mănânc mai... Aștept să mai încălzească așa, nu rece, rece. Mi se foarte cald, sunt foarte încintată și sunt la față foarte... Sunt așa roșii, încintată. Și mie îmi place să las înghețata să mai maie puțin. Așa sunt eu bătata. Nici recele, așa, pentru că mă doare dantura. Bine că am ieșit, că așa ce făceam. Am să rămân pe curte, vedem curtea, vedem câinii. Nici la poartă nu prea am stat, pentru că era locul nunta și nu prea am stat la poartă. Stăteam la poartă să vedem lumea cum trece. Stai, nu se vedea subiect. Am stat puțin și atât. Tu ai băgat telefonul altceva, filmul? De ce știi? Ai pus altă voce acolo la telefon. Nu cred că ce muzică s-aude aici la adunare. Nu știu, așa, e frumos.
cântă. Aici la pocăi. Albina ta cu mine. Am ia niște coca acasă. Fără... Ce să faci? Fără drojdie, fără nimic. Am mâncat și pachetul tot. La distrus. Poate vă arătăm o imagine așa puțină scurtă. Am vrut să facă gogoși. De asta cu minte, fata. Deci ce cântare. Unica? Da. Am spălat-o și acum trebuie să o facem noi aici. Și ăsta va ajunge eu să oprește, nu știu de mult. Da. Uitați aici. Stai că mai bag un leu, deci 4 lei am băgat până acum. Ce unde era asta? S-a spart aia. Bă, leu. S-a spart înghețată, am spulat mașina. Păi dar de ce tot îl scoate? Am murdărit mașina mai de tot. Ia. Ai luat? Da. Hai. Thank you.
cam vreo două zile să o spălăm și toată viața. Lasă-o acum. Ce faci cu asta? Să dă aici, unde s-a murdărit. De unde să mai iau un gătar? Nu mai gata. Nu mai gata, nu mai ai. Mi-am mâncat o grămadă de bani. Dăm un pic praf, așa, dar trebuie să dăm noi cu altceva acasă pe bord, nu cu asta. Dăm acolo unde s-a vărsat aia. Am spălat-o cu tine afară, nu mi-a dat mai. Frumos, așa. Nu mai știu e ghița, cărat. Prietenii, cam atât a fost cu acest vlog. Am curățat mașina, am aspirat-o, am șters-o și noi cât am putut așa amândouă. Da, și acum ne-au luat niște apă rece de la liceu. Un sticlă, n-am mai luat în bidonul ăla mare pentru că nu bem atât de mult, așa am văzut că trebuie mai proaspăt adusă mai des. Cam atât. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă, liniștită tuturor, pa. Bună seara. Este seara. Încă este cam târziu, am revenit și noi târziu cu fetița cu Alvina. Suntem aici așa la o măsuță. Și noi ca fetele puțin așa. Cum se zice așa la terasă. Am ieșit puțin din casă pentru că ne-am plictisit. Nu mai treabă și nimica. Nu, Alina? Da. E muzică, dar cânt aici, adunare, ce e? Casă de... Și am zis să dăm și noi puțină, cu puțină apă pe mașină. Avem apă aici, avem apă, mâine bunit, aici e respirator. Avem mașina acolo la spălat. Dar trebuia să dăm noi, da. Nu prea mă pricep la aparaturile astea. N-am venit, e prima dată când vin aici. Mașina mea. Pe din afară, dar trebuie să facem un pic și pinăuntru, ar trebui. E albă toată acum. E să pune praful, pentru că stă și ea la poartă. O țin la poartă și tot praful de la mașini este pe ea. Tot praful se pune pe mașină. De aia nu prea mă omor, așa să o spăl pe timpul. Am mai spălat-o acasă cu furtunul, dar nu am presiune, e păcat, așa merge încet furtunul. Și când ud, când fac, încet. Foarte încet, n-avem presiune. Fetița mănâncă înghețată. Eu nu prea vreau nimic, am băut apă, m-am săturat. E frumos aici, așa mai la ieșire, așa din oraș. Dar noi am prins una să stăm acasă și m-am căzut așa numai treabă și degeaba fac treabă că nu se cunoaște nimic. Aici adunare din familie, o căsuță unde se adună acolo, vine și mama. Aici e strada, aici mi-am făcut eu asigurare la mașină. Bineînțeles, mi-o fac tot timpul aceea când expiră, câteva luni. Fac, pe jumătate de an am făcut și pe o lună. Acum am una mai mărișoară puțin. Ce să mai zic, nu mai am cuvinte nici să vorbesc.